Daniel Iancu împreună cu chitara lui și cu o piesă tot despre istorie, tot despre patrie, dar dintr-un alt punct de vedere. Daniel Iancu, Patria. Un puște o întreabă pe mămica sa, de-o face să-și închită vorbele. Ce este, mamă dragă, patria, că ne omoară învățătoarele? Mămica lasă jos sacoșa-n drum, ar vrea să plângă și să râd ar vrea. Copile, sincer, nu știu ce să-ți spun, atâta știu ce-a mai rămas din ea. E locul unde de 60 de ani își bagă prutul coada printre noi și doar pentru un pumnișor de bani porumbul nu mai este păpușoi. Luceafărul se întoarce în mormânt, că două vorbe nu mai poți să schimbi pe acest picior de plai, pe acest pământ. Româna se vorbește în două limbi. Patria! Patria! Ce este, mamă dragă, patria? Ce poate să-ți spună mama ta ca să înțelegi ce înseamnă patria? Eu, țară unde ca să fii docent lucrarea ți-o încep luni și-o termin joi, să fii patron de club e suficient, să ai în Dobrogea un câr de oi. În pușcărie, domn, de vrei să fii, să ai celulă de miliardar, îți treci toată averea la copii și în CV îți treci că ai fost primar. În loc să scoți cărbun, te apuci și bați și lași orfani o droaie de copii, și în loc ca să dai țării kilovați, dai țării vreun volum de poezii. Ne luăm ostatici singuri noi pe noi, cu un circ de zero lei și zero bani. Cum e posibil, veți afla doar voi peste aproximativ 50 de ani. Patria! Patria! Ce este, mamă dragă? Patria! Ce poate să-ți spună mama ta ca să înțelegi ce înseamnă patria? Când tu vei fi mămică, mare șef, te roagă mama ta acum ceva, să nu dai formele de relief, că asta mai rămas din țara ta. Ba nu, mai e un lucru, am uitat. Mămica ta te roagă, puiule, în caz că vei ajunge șef de stat, să nu dai barză varză viezure. Sunt curios ce se va întâmpla, ce mama puștului răspuns va da peste jumătate de secol și ceva la întrebarea ce e patria. Ce mama lui răspunsul ei va fi, ce mama ei de viață vom trăi, ce mama lor de șmecher de copii, ce mama lor de treabă vor gândi. Patria, asta e patria.